spectatori, pentru edita de astăzi a emisiunii Puterea Rugăciunii, v-am pregătit punctele de rugăciune pentru luna septembrie acestui an 2019. Ce un an important și o lună importantă. Când că de la început vreau să vă spun că am avut așa gândurile acestea din partea Domnului. Cred că această lună septembrie este o lună importantă pentru noi, pentru că încă este o lună de pregătire, de poziționarea noastră ca și creștini, o lună de așezarea noastră, conform planului și voi Domnului, pentru viața noastră, pentru perioada următoare care ne stă înainte. La finalul acestei luni septembrie, practic în ziua de 30 septembrie, începe un nou an biblic. Nu doar că începe un nou an biblic, ci începe o nouă decadă. Uh, intrăm în uh, perioada um, anului anilor uh, care în, încep cu 80. Deci uh, 5780 va începe uh, conform calendarului biblic în, pe finalul acestei luni, septembrie. Este importantă această aliniere noastră la timpul biblic pentru că Dumnezeu își măsoară timpul după calendarul stabilit de El, conform Scripturii și nu după calendarele oamenilor. Da, noi vom celebra în ianuarie, pentru ianuarie intrarea într-un nou an, care va fi 2020, dar trebuie să și intrăm într-o nouă decadă. Și din punct de vedere al calendarului, să zic un an pe care, după care noi ne, ne măsurăm timpul. Dar. Conform scripturii, mă, această decadă în care intrăm 5780, mai mulți au avut revelația că este una, o decadă în care cuvântul Domnului Rosit de buzele noastre va fi foarte important. Cu atât mai mult, cu cât vedem că trăim într-o vreme de accelerare intensă a lucrurilor, cu cât mai mult vedem că vremurile se așează sau se precipită spre a ne pregăti pentru venirea Domnului, să fim înțelepți la ce rostim și să rostim aceste cuvinte ale credinței, să nu mai lăsăm loc îndoielii să vorbească prin buzele noastre. Este foarte important să veghem la ceea ce vom rosti de acum înainte. O să vă amintesc că de la puncte de rugăciune pentru luna septembrie, o mare parte dintre ele vor fi continuarea punctelor de rugăciune din luna august, dar Vreau să vă mai Transmit câteva gânduri vis-a-vis -vis de această lună septembrie pe care Domnul mi-l-a pus pe inimă să vi le transmit. Deci, cred că această lună septembrie este uh, înainte de începutul acestei noi decade și înseamnă încă pentru noi un timp de poziționare, de alegeri, pentru noi toți. A fost un an intens, a fost un an în care uh, foarte mulți dintre noi, cred că majoritatea, am trăit teste puternice pe care Domnul le-a dat, teste ale credinței ale umblării noastre prin credință în multe situații dificile. Domnul a adus aminte de acel verset din Luca 18, cu 8, partea a doua. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Lucrul acesta, în fond, are de a face cu noi creștinii, pentru că vremurile fiind tot mai intense și mai complicate, provocarea pentru noi este să alegem să umblăm prin credință și să nu facem loc fricii, amărăciunii, îngrijorărilor. Și dacă spun lucrul acesta acum, pentru dumneavoastră să știți că îl spun și pentru mine, pentru că m-am confruntat și cred că ne-am confruntat toți cu perioade de clătinare în viața noastră. Și da, Domnul spune în Evrei 12 că El va clătina încă o dată cerurile și pământul ca să rămână în picioare lucrurile care nu se clatină. Și nu se clatină împărăția Lui, valorile pe care Domnul le-a pus în poporul Lui, în inimile noastre. Și haideți să ne găsim tăria și Puterea în Cuvântul Lui Dumnezeu, în relația noastră cu Domnul. Pentru că numai de acolo vom putea avea suficientă tărie și uh, numai din Domnul vom putea avea suficientă tărie să putem uh, traversa perioadele care urmează. Nu vor fi perioade ușoare, vor fi perioade probabil tot mai intense și tot mai provocatoare din punct de vedere al trăirii prin credință, dar să ne încredem în Domnul că este de partea noastră și să nu ne lăsăm frica. Deci, bătălia noastră acum, în perioada care urmează, este să. Nu lăsăm frica și îngrijorarea să ne copleșească, ci să ne ridicăm ca Deborah în Israel, pentru că asta este chemarea Domnului pentru noi ca și biserica Domnului în vremea aceasta, să ne ridicăm ca o Deborah, ca Debore. Deborah a fost un om al Domnului, găsim în Carta Judecător 5, modelul acesta al, al Deborei, a fost un om al lui Dumnezeu care augea vocea lui Dumnezeu, era profet, a fost un om al lui Dumnezeu care era foarte aproape de Domnul, I-a auzea vocea, îi cunoștea principiile, îi cunoștea legile, cunoștea cuvântul. A fost o femeie care a înțeles cuvântul lui Dumnezeu și a fost o femeie care a umblat în supunere și în ascultare de soțul ei, pentru că Biblia spune că a fost soția lui Lapidot și ca o femeie care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu clar umbla în, în cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis -vis și de relația ei de familie. Dar a fost un om care a discernut vremurile Ea a avut alături de ea pe cei din tribul lui Sahar și tot în cartea, în Vechiul Testament, vedem că tribul lui Sahar era o, acel trib al copilor lui Israel care nu doar că recunoșteau vremurile, dar știau ce trebuie să facă Israel în vremurile dificile. Deci a avut aceste dimensiuni în viața ei de Bora și cred că Domnul vrea să ne ridice și pe noi ca Biserica Domnului într-o vreme ca aceasta, să devenim ca niște debore, oameni care înțelegem vremurile, care știm ce trebuie să facem în aceste vremuri și mai ales Uitându-ne cu ochii credinței spre țara noastră, spre România, putem să discernăm ce vrea Domnul să... Cum vrea Domnul să ne rugăm pentru țara noastră? Să știm ce vrea Domnul să facă în România și cu România și să ne rugăm conform cuvântului Lui pentru țara noastră și să nu facem loc necredinței sau fricii, să nu vorbim negativ peste țara noastră și să vorbim cuvântul Domnului peste România și peste toate situațiile pe care le vedem în țara noastră pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, așa cum știm. Deci pentru noi este o vreme de alegere să alegem, să ne ridicăm și să fim, să fim pe metereze, pe ziduri, pentru această națiune, pentru familiile noastre, pentru bisericile din care suntem parte. Bătălia este la porți. Tot în cartea de Bora vedem acest lucru că Deborah s-a ridicat în vremea când bătălia era la porțile țării. În sensul de era un asalt puternic al celui rău asupra poporului Israel din vremea de atunci. Și știm tot cartea evrei ne spune că Practic, exemple din Vechiul Testament ne sunt de folos nouă, celor de astăzi, care trăim prin harul Domnului Isus Hristos, să înțelegem, să discernăm vremurile, să avem niște modele scripturale de acțiune și de uh, relaționare la situații și evenimente, așa cum Domnul vrea să, să să fim și să facem. Deci, războiul era la porți, este scris în Carta judecători la capitolul 5. Uh, este o vreme când. Domnul chiar vrea să ne ridicăm cu mare putere acum în, în, numele Domnului Iisus Hristos și să luptăm pentru familie noastră, pentru biserici și pentru țara noastră. Tot vremea de acum este o perioadă de evaluare a noastră. Și am primit de la Domnul așa gândul că e timpul să ne oprim puțin din alergare, din agitație. Psalmul 46, 10 și 11. Este scris, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Care a făcut cerul și pământul. Să ne liniștim inimile și să vedem unde suntem, cum suntem în relația cu El, ca atitudini, ca poziționare, în ce este credința noastră, unde ne sunt ancorile vieții de care ne agățăm uh, pentru viitorul nostru, vis-a-vis -vis de poziționarea noastră în relația cu cei dragi, uh, poziționarea noastră în lucrările în care suntem implicați, dacă facem lucrurile din inerție sau sub călăuzirea Duhului Sfânt. Vine un sezon în care nu mai putem să mergem din inerție sau din obișnuință, ci este imperios necesar să auzim vocea Duhului Sfânt pentru noi, pentru călăuzirea noastră. Este foarte importantă călăuzirea noastră pentru vremea care vine. Să ne evaluăm viața, relația cu Domnul, relația cu cei din jur, cu familia noastră, cu frații în credință, cu societatea. Să ne evaluăm umblarea să, și deschiderea noastră pentru lucr lucrurile sale noi, să ne poziționăm în credință în locul și în chemarea Lui pentru noi. Domnul este gata să facă lucruri noi în țara noastră, în viața noastră, în Biserica Lui, nu doar în România, ci peste tot globul. Să fim înțelepți și să fim deschiși pentru lucrurile sale noi, să nu fim între cei care ne înțelegând ce vrea Domnul să facă, ne fiind în acord cu El, cu planul lui, să stăm împotrivă din faptul că nu înțelegem sau nu realizăm ce vrea Domnul să facă. Așteptăm vremuri de glorie revărsată peste țara noastră, dar când vine slava Lui peste noi, vasele noastre trebuie să fie pregătite, să fie întregi, să fie curățite, pregătite prin smerenie, smerenie sfințenie, ca să putem purta ce vrea El să toarne în noi și prin noi. Deci gândiți-vă că slava Domnului care este gata, Domnul să o reverse peste lumea întreagă, se va exprima, se va manifesta în lumea noastră, în jurul nostru, printr-o putere extraordinară pe care Domnul deja a turnat-o în inimile noastre, cum este scris, dar cu mult mai mult în vremea aceasta care vine, Domnul vrea să ne împuternicească, să toarne din puterea Lui în noi, în viețile noastre. Și dacă nu, nu vom înțelege să îl onorăm pe Domnul absolut orice situație, în lucrarea cu minuni în care Domnul e gata să-și folosească biserica, vasele inimilor noastre nu vor putea purta această glorie extraordinară a Domnului. Vreau să vă încurajez cu un gând, o percepție pe care am avut într-un timp de rugăciune vis-a-vis -vis de starea noastră de tranziție în care suntem acum. Gândul acesta a fost pentru noi ca Alfa Omega, dar cred că sunt pentru poporul Domnului din țara noastră. Și cred că pentru ce vrea Domnul să facă în vremea care vine. Am avut percepția că eram într-o cameră în care toată atmosfera era argintie, parcă și aerul și culoarea atmosferei era de argint fin, așa în care uh, e, eram. Dar percepția a fost că eram la limita de a trece spre o cameră în care totul era auriu, o atmosferă aurie, aurie o atmosferă de glorie, de slavă. Și am avut această încredințare um, în inima mea că uh, trecem dintr-un sezon al argintului într-un sezon al aurului. Și Domnul mi-a făcut de înțeles că acest sezon al argintului a fost, de fapt, un sezon al testului, un sezon al încercării, al curățirii. Pentru că în Psalmul 12 este scris, că argintul este lămurit în cuptor, este lămurit. Curățit de șapte ori. Deci cred că a fost o perioadă extremă de teste pentru poporul Domnului, exact în vederea gloriei care urmează să vină. Iar sezonul aurului este sezonul acestei revărsări a gloriei lui Dumnezeu pe care Domnul îl va manifesta prin poporul Său de pe acest pământ. Deci vine o perioadă în care vreau să vă încurajez. Domnul va lucra cu foarte mare putere, pentru care are un seceriș mare de strâns încă înainte de venirea lui. Deci să fim înțeleși și să ne aliniem inimile și viețile la cuvântul lui, la, la sezonul acesta extraordinar care ne stă înainte și să fim pregătiți, să fim gata în smerenie, în sfințenie. Rugați-vă fiecare în dreptul dumneavoastră și rugați-vă pentru Biserica Domnului din România ca Domnul să ne poziționeze corect. Ca lucruri care poate nu sunt roditoare în viețile noastre, să fim gata să renunțăm la ele, să le dăm drumul și să ne focalizăm și să mergem înainte cu ce Domnul are pentru acest sezon nou în viața noastră de făcut, prin noi și cu noi. Deci este un sezon încă de aliniere, de alegeri pentru noi, ca popor al Domnului. Să fie rugăciunea aceasta a noastră pentru Biserica. Acesta este îndemnul meu cel mare de rugăciune pentru Biserica Domnului să ne aliniem, să fim gata, să ne pregătim, să ne sfințim inimile, să fim poziționați corect pentru sezonul următor care, care, ne stă înainte. Pentru biserică continuăm cu câteva puncte de rugăciune de care, pe care le știm și pe care le tot amintim și este foarte importantă unitatea. Unitatea noastră ca în familii, în biserici, unitatea noastră soț-soție, unitatea în trupul Hristos. Unitate în biserici și între biserici, vis-a-vis -vis de denominații creștine, să nu fie ziduri de separare între noi, ci să putem lucra împreună pentru marele seceriști care ne stă înainte. Să ne rugăm pentru cernerea lucrurilor din viețile creștinilor, pentru demolarea întreiturilor de religiozitate, de necredință, de frică, de mândrie din viețile creștinilor. Este foarte important să-i facem loc Domnului în viața noastră. Să ne rugăm pentru separarea noastră de valorile lumii acestea și să trăim în integritate cuvântul Dumnezeu. Este important să ne rugăm pentru revelația sfințeniei și a dreptății lui Dumnezeu. Pentru că este foarte mult promovat faptul că noi trăim în epoca Harului și așa este, dar Domnul este sfânt și este drept. Și de multe ori, ca și creștini nou testamentali, născuți din nou, poate ne axăm mai mult pe dragostea lui Hristos și pe Harul lui și neglijăm sau nu ne focalizăm în viața noastră vis-a-vis -vis de Sfințenia Lui și dreptatea Lui care vrea să curgă prin noi de, de asemenea. Deci nu avem cum să trăim altfel decât în Sfințenie și în integritate ca să fim cu adevărat reprezentanții Lui Hristos pe acest pământ. Să ne rugăm pentru ruperea legăturilor de amăgire de peste creștine, exact în acest sens, că este harul Domnului așa de mare încât putem trăi oricum și Domnul este bun. Da, Domnul este bun, dar nu putem trăi oricum. Și este un subiect important de rugăciune al nostru pentru Biserica Domnului din țara noastră. Ca orice formă de păcat din Biserica Domnului să fie, oamenii să fie conștientizați și să se lase de orice forme de păcate din viețile noastre. Vulpi mici care, mănânc, care, strică via. Așa spune cuvântul și este important să ne curățim, să ne sfințim in inimile, să fim pregătiți pentru ce urmează. Apoi să ne rugăm pentru revelația timpului în care suntem, că venirea Domnului este foarte aproape și secerișul este foarte mare. Să ne rugăm pentru pregătirea noastră să-L întâlnim pe Domnul, pentru pregătirea noastră ca mireasa lui Hristos. Să ne rugăm pentru trezirea noastră a creștinilor, pentru o stare de vigilență, de sensibilitate spirituală accentuată. Atenți la ce este în jurul nostru. Să nu ne ratăm mandatul și chemarea de a ne ridica ca o armată a lui în aceste vremuri grele, în unitate, dar o armată este și disciplinată, care înțelege disciplinele vieții creștine, vândând să vă întoarceți inimile și viața spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre viață de post, de rugăciune, de sfințire, de căutarea Domnului, așa cum poate n-am experimentat până acum niciodată. Să ne rugăm acest lucru pentru Biserica Domnului din România. Ne rugăm pentru familie noastre, este important ca familie noastră să fie în Hristos, să fie în rânduială, ca cei nemântuiți din familie să fie mântuiți, să rugăm pentru sfințirea familiilor, a copiilor, a părinților, a relațiilor dintre membrii familiilor, pentru protecție și relații dumnezești între noi. Să rugăm pentru copii și tinerii creștini ca cu lumii acestea cu falsele scripiri să nu-i prindă în cursă, să fie protejați și întăriți prin Duhul Sfânt și să devină radical pentru Isus. Este foarte multă lejeritate în trupul lui Hristos, mai ales în această epoca tehnologiilor super sofisticate, în care avem impresia că Biblia stă în telefon, că toate lucrurile le găsim online și viața noastră este foarte legată de un mediu virtual care poate dispare peste noapte, într-o secundă. Poate neglijăm să strângem cuvântul lui în inima noastră, să nu-l avem doar în telefon și este important să fim ancorați real în, în Scriptură și în Cuvânt. Este important și, mă rog, Domnului, ca să rupă toate legăturile care ne mai țin captivi în timp, în lucruri trecute, cu experiențele bune pe care le-am trăit, dar este important să fim pregătiți pentru ce domnul are nou să facă acum. Să fim eliberați și de legăturile care ne țin captivi în spațiu, în zona noastră de confort, de obișnuință. Domnul să ne elibereze de aceste legături de, de, de care ne țin captivi în trecut în timp și în spațiu și să ne facă liber și disponibil pentru lucrurile sale noi pe care vrea să le desfășoare acum. Cam asta au fost câteva puncte de rugăciune pentru Biserica Domnului. Așa să ne rugăm în continuare pentru țara noastră și spuneam în luna august că Domnul a zguduit România prin cazul Caracal și prin acea, acea, acea adopție, acele fetițe care a fost o adopție cu mari semne de întrebare și cu cu mari uh, provocări pentru noi ca și creștini. Și Am înțeles că Domnul ne-a dat un test ca și creștini. Ce facem în această vreme? Ne dăm cu părerea, criticăm, ne exprimăm opinii sau începem să ne rugăm la modul serios. Bătălia pentru tinerii și copiii acestei națiuni și dacă noi nu înțelegem că este timpul să ne dedicăm ca biserică pentru protecția și integritatea copiilor și tinerilor acestei națiuni Valul acesta, valul acesta de întuneric vine și peste copiii bisericii, spuneam mai târziu. Deci, vă chem să ne ridicăm la luptă, rugăciune și post mișlocind și legând puterile întunericului care afectează țara, pacea ei și pe copiii și tinerii țării noastre. Spuneam că este o vreme în care bătălia este la porțile națiunii, dar este și la porțile familiei. Cum este scris în judecător 5 cu 8, și este vremea să ne ridicăm ca niște debore acum în România. Ridicarea deborelor este uh, găsită în judecător 5, 7, 13. Citiți acest pasaj pentru că este important. Arată că debora s-a ridicat, adică poporul domnului, prin cuvânt, prin revelație, s-a ridicat într-o vreme în care căpeteniile țării erau fără putere, adică nu aveau discernământ, nu știau ce să facă. Vedem lucrul acesta și, și în țara noastră. Conducătorii țării noastre sunt destul de confuzi în vremea aceasta și este mare nevoie să ne rugăm pentru ei, pentru claritate, discernământ, integritate și curaj în această luptă importantă pentru tinerii țării noastre. Să ne rugăm ca România să devină un loc de adăpost pentru, copii, pentru copiii țării și pentru, pentru copiii Domnului, să devină ca un goseni, un loc în care plăgile Egiptului n-au mai putut să pătrundă. Gosenul era acel loc de scăpare pentru poporul evreu în vremea testelor mari care au fost peste Egipt în acea vreme. Este important ca noi, ca biserică, să ne ridicăm în mandatul de părinți spiritual pentru tânăra generație din România. Chiar dacă copiii aceștia sau mulți nu-L cunosc pe Domnul, să ne rugăm pentru ei ca Domnul să se păzească și ca ei să ajungă să-L cunoască pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Și mai ales să proclamăm continuu binecuvântarea Domnului peste copiii țării noastre, acei copii pentru care poate nu se roagă prea mulți, care sunt neglijați, care sunt poate dintre cei cu părinți plecați la lucru în străinătate și care sunt oarecum abandonați. Să proclamăm binecuvântarea din numeri uh, 6, 24, 27 peste ei și să îi îngrăințăm în mâna Domnului pe copiii acestei țări. Pentru România continuăm rugăciunea. Uh, în vremea aceasta, septembrie, este o lună importantă, încep școlile și Domnul să binecuvânteze copiii și tinerii acestei țări care intră pe băncile școlilor în această vreme. Și vândem să ne rugăm mai mult și individual, dar și în grupe, în grupe de casă, în biserici pentru copiii și tinerii țării noastre. În primul rând ne pocăim pentru nepăsarea, pentru egoismul și nevegherea noastră ca popor al Domnului, pentru că de multe ori ne-am rugat doar pentru copiii noștri ai bisericii. Și trebuie să recunoaștem acest lucru și pe copiii țării i-am lăsat deoparte, am lăsat abandonați. Adică nu ne-am rugat pentru ei. Este important să începem să ne rugăm pentru ei ca niște părinți spirituali, să ne uităm la ei ca la viitorul acestei țări, care este o lucrare la care Domnul ne cheamă să cerem protecția Domnului peste copii și tinerii țării, ca Domnul să fie scut și pavăsă pentru ei, să legăm puterile întunericului în numele Domnului Iisus Hristos, aceste duhuri de violență, de ucidere, de respingere, de viol, de minciună, de jaf, și să nu mai lăsăm tinerii acestei națiuni, a națiunii noastre, să mai fie de jaf pentru, lucrările, pentru puterile întunericului. Să interzicem accesul puterilor întunericului în comunitățile noastre, în localitățile noastre în care suntem, în țara noastră. Să ne rugăm pentru destructurarea rețelelor de trafic de persoane, de copii, de tineri, pentru destructurarea rețelelor de droguri, pentru desrădăcinarea acestui blestem de peste națiunea noastră, pentru că este un blestem care ne fură copiii. Și să știți că sunt și copii de creștini care au fost prinsi în droguri. Copii de 10 ani care au fost prinși în droguri. M-am înfiorat când am auzit lucrul acesta. Este ceva extraordinar de de, de. de, un rău major care se ridică în țara noastră și poate n-am fost conștienți noi, ca și biserică, de acest lucru. Vândem să ne rugăm pentru oprirea acestor rețele de trafic de droguri, de trafic de persoane din România. Să punem limite. Avem. Această autoritate, ca și poporul al Domnului, avem aceast, acest mandat, această responsabilitate să fim părinți spirituali pentru copiii care n-au părinți, care îl cunosc pe Hristos. Au nevoie acești copii binecuvântați pe copiii pe care îi vedeți în țară, binecuvântați pe copiii pe care îi vedeți în jurul dumneavoastră. Cereți ca Domnul să li se descopere, să li se reveleze. Mulți copii. Sunt mântuiți ei prin lucrările bisericilor care au ca țintă copiii din comunitățile în care sunt parte. Haideți să lucrăm pentru ca Biserica Domnului din România să-și întindă brațele spre copiii acestei țări și să-i primească și să-i îmbrățișeze și să-i facă parte din, din lucrarea Domnului și din trupul lui Hristos. Ne rugăm mai departe pentru autoritățile române implicate în lupta cu aceste rețele, pentru înțelepciune, pentru protecție, călăuzire, curaj, integritate, frică de Domnul, pentru resurse. Este o bătălie cumplită în care sunt uh, implicați acești lucrători din uh, sistemele de de protecția țării și pentru autoritățile române și să ne rugăm pentru ei, nu doar să-i criticăm. Nu sunt oameni integri în aceste structuri, dar sunt foarte mulți oameni care sunt părinți și care fac tot ce pot și tot ce știu pentru, pentru copii pentru care luptă. Să rugăm pentru legi drepte, favorabile copiilor și cetățenilor corecți din, din țara noastră, în ce privește protecția cetățenilor. Ați văzut că sistemul 1.1.2 nu prea funcționează. Să ne rugăm ca acest sistem adevărat să fie foarte bun și eficient, să fie un ajutor pentru oricine este în caz de situație dramatică. Să ne rugăm pentru legi corecte în ce privește adopția, pentru corectarea legilor în ce privește adopția, pentru protecția copiilor și a persoanelor în care sunt sunt uh, vulnerabile din, din societatea noastră. Să știți că sunt și foarte mulți bătrâni vulnerabili, abandonați, care sunt pur și simplu la pragul... Uh, Subzistențe pentru că sunt, pări, sunt abandonați de copii, de, de cei care ar trebui să aibă grijă de ei. Să să rugăm pentru protecția socială corectă, pentru protecția copiilor, să fie legi corecte, să fie legi bune și drepte în țara noastră în ce privește categoriile acestea mai defavorizate, copiii, copiii abandonați, copiii orfani, bătrânii singuri. Să rugăm pentru frică de Domnul în toată societatea noastră, pentru o trezire a conștiințelor în poporul român, o trezire a integrității, a curajului, a intoleranței față de rău, față de fără de lege. Este așa de important ca tot poporul, toată populația acestei țări să înceapă să devină intolerantă la rău, să înceapă să se trezească ca și conștiință națională, ca și conștiință valorilor care, pe care le-a pus în inimile noastre. Ne rugăm pentru sistemul de învățământ din România, pentru oprirea violențelor și agresiunilor verbale și fizice asupra copilor, mai ales când începe școala. Ne rugăm pentru reformarea societății noastre în toate sferele de activitate și mai ales pentru desrădăcinarea corupției, care este un flagel ce a afectat România așa de tare. Deci ne rugăm mai departe pentru destructurarea structurilor ascunse de putere care afectează țara și care sunt, creează probleme la nivelul țării. Ne rugăm pentru autoritățile din România, pentru clasa politică, pentru dezrădăcinarea și anihilarea corupției, curățirea structurilor statului de oameni incompetenți, corupți, fără frică de Domnul, ca Domnul să le schimbe inimile sau să-i schimbe din funcții. Să rugăm pentru integritate în fiecare, ca oricine care este în aceste funcții de autoritate să aibă o conștiință trezită și să se depărteze de rău și de fără de lege. Să ne rugăm pentru autoritățile din țara noastră, pentru înțelepciune supranaturală în aceste situații noi neobișnuite în care suntem, nu doar intern în țară, cu toate problemele cu care ne confruntăm, ci și cu situația internațională în care România este prinsă. Vedem ce mari tulburări sunt în Europa vis-a-vis -vis de Brexit, care ne vor afecta și pe noi. Vedem ce mari probleme sunt în, în, în lumea întreagă, mai ales în Orientul Mijlociu. Fac o mică paranteză. Israelul are mare nevoie de rugăciunea noastră în vremea aceasta, pentru că este, practic, într-o stradă de conflict continuu cu aceste. Organizații teroriste, deocamdată Hamas și Hezbollah, care acționează și în nordul Israelului, Israelului atacândul l continuu, continuu și în partea de sud, la granița cu Fâșia Gaza, unde este pur și simplu bombardat aproape continuu prin uh, rachete care sunt uh, aruncate asupra Israelului și prin acele incendii provocate. Pur și simplu se trimit baloane care poartă încărcătură explozivă sau uh, uh, surse de foc și sunt aprinse pădurile, câmpiile, culturile agricole în sudul Israelului. Să rugăm pentru, pentru această vreme, în această vreme pentru Israelul mai puternic. Israelul va avea alegeri în data de 17 septembrie și să ne rugăm pentru alegerile din Israel. Sunt importante în ce privește evoluția următoare a Israelului în ce, și în condițiile în care ei vor. Uh, știi sau vor avea înțelegerea să luptă pentru protecția lor și pentru pacea lor. Să ne pentru Israel în această vreme, 17 septembrie, zi de alegeri la ei, pentru nou guvern și nou prim-ministru și pentru pacea și protecția Ierusalimului, pentru nedivizarea Ierusalimului. Se pregătește un plan de pace care va fi anunțat după alegerile din Israel, pregătit de Statele Unite ale Americii. Nu știm acest plan de pace ce va însemna, dar poate însemna un declanșator a vremurilor din urmă foarte important. Așadar, fiți atenți la lucrurile care se întâmplă pe scena istoriei și mai ales rugați-vă pentru Israel și pentru ca România să fie aliniată și poziționată corect în relațiile internaționale, conform voi, Dumnezeu, pentru vremea în care suntem. România ca stat și noi ca biserică să ne rugăm să fim favorabili Israelului, să ne rugăm împotriva formulă de antisemitism care se ridică și în România. Să ne rugăm ca România să fie o țară de partea Israelului pentru că este important acest lucru. Ne rugăm în continuare pentru pacea, siguranța, securitatea și stabilitatea României interior și de jur împrejur, pentru siguranța țării și a locuitorilor și anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României. Ne rugăm pentru integritatea teritorială a țării și facem fără putere orice plan a celor rău de încercare de a fragmenta ter teritoriul și populația țării noastre, de a stăni tensiuni interetnice și de a diviza teritoriul țării noastre. Să rugăm pentru oprirea influențelor care vin din exterior asupra țării noastre și asupra, și asupra conducerii țării noastre. Să chemăm pe Domnul să fie el de foc în jurul României. Spuneam de alinierea României, este importantă vremea aceasta. Ne rugăm pentru viitoarele alegeri prezidențiale din România, ca Domnul să ridice acea persoană care trebuie să fie viitorul președinte al României, dincolo de orice joc politic și de orice interes politic, Domnul să-și facă el lucrarea în țara noastră, în nume Domnului Isus. Și în vremea aceasta, Domnul să facă să lumineze fața lui peste România, să ne dea pacea. Așadar, este o vreme în care ne rugăm pentru România cu mare intensitate și am vrea, aș vrea să vă provoc acum să ne rugăm pentru țara noastră. Em nome da Jesus. Tată Ceresc, împreună cu cei care ne urmăresc, mă rog acum, Doamne, pentru pacea și protecția și pentru siguranța României, pentru trezirea României, pentru autoritățile României, pentru integritatea și trezirea lor, a conștiințelor lor, pentru dezrădăcinarea corupției din țara noastră și pentru ca voia ta să împlinească cu țara noastră și prin țara noastră. Tată, mă rog pentru trezirea bisericii, pentru trezirea creștinilor, pentru alinierea noastră a creștinilor, a fiecare în parte, după voia și planul tău, în această vreme nouă, în numele Domnului Isus protecția tău, Doamne Iisuse, peste România. Doamne, în nume Domnului Iisus Hristos, legăm puterile întunericului, în întunericului care încearcă să afecteze țara noastră la nivelul populației, la nivelul integrității teritoriale și la nivelul păcii țării noastre, în nume Domnului Iisus, Proclamăm pacea șalom peste România, peste populația țării, protecție și pace vis-a-vis -vis de orice dezastru natural, vis-a-vis -vis de orice epidemie, vis-a-vis -vis de orice situație dezastruoasă care ar putea să vină împotriva țării noastre, în nume Domnului Iisus, Te chemăm pe tine, Isuse Hristoasă, să fii tu domn și stăpân peste România, să trezești conștiința națională a acestei țări, să trezești frica de tine, Doamne Isuse, în inimile românilor, ca fiecare să se depărteze de rău și de fără de lege, să urască răul, să întoarcă cu fața spre tine Dumnezeul nostru și îți mulțumim, Doamne, că Tu vei ridica și un președinte nou în țara aceasta, care va fi după inima Ta, alinat la voia Ta, la planul Tău. Tată, în nume Domnului Iisus, îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim, chemăm numele Tău, Iisus, peste România și în această sezon nou, Doamne, de, de cercetare de foc care este peste țara noastră, Tată, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu care domnești, Doamne, și nimicești lucrările întunericului de peste România ca să faci loc, Doamne, puterii Tale, Doamne, ca să faci loc, Doamne, lucrării tale în putere de această țară. În nume Domnului Iisus Hristos îți mulțumim și te binecuvântăm pe tine Dumnezeul nostru. În nume Domnului Iisus. Amin. Fiți binecuvântați și nu uitați rugați-vă și rugați-vă și rugați-vă pentru România și pentru poporul Domnului din țara noastră.